Salutare, prieteni! Hai că în ultimul clip video pe care l-am pus, în care menționam de greșeli, am mai adus o altă discuție pe masă, în sensul că mă întreba cineva câți pui poți să țin într-un spațiu de 3 metri pe 2. Păi, bun, a dat niște detalii. A dat detalii puține legate de spațiu, trebuia să descriu un pic spațiu, zic ok, cum e construit. Dacă ai, de exemplu, cum e și aici, la mine, dacă ai aerisitor în tavan, cum e? E doar așa deschis jos sau e pur și simplu în față, e deschis cu plasă? Trebuie văzut cum se face ventilația și la un moment dat am adus în discuție și ventilația mecanică. E un articol pe care l-a scris Steven Van Brieman și a creat el un sistem de ventilație numai la el, l-a văzut la cineva și l-a implementat și la el. Și, de exemplu, eu în crescătorii astea, ca să dau un exemplu ce vreau să fac pe viitor, vreau să montez niște ventilatoare care să introducă și care să scoată aer. Pentru că, de exemplu, vara trecută, uneori simțeam că nu am aer în interiorul crescătoriei aici la mine. Și mă mai gândesc să pun o fâșie cam până pe aici, să închid și să vină aerisitorul până aici, ca să, nu știu, să poată să facă o circulație a aerului. Pentru că aici vor veni puii. De exemplu, aici e un compartiment de 2,80 m pe 2,40 m, dacă e să luăm tot. Dar de la rafturi sunt doar 2 metri până la peretele din față. Aici sunt 60 de locuri și aici sunt 40 de locuri. Mai pot fi puse. Momentan e gol pe aici. Depozităm. Ne pregătim să facem și pe jos. Să punem grătarele și eventual vedem dacă reușesc să mai cumpăr încă două grătare ca să pun și în partea asta de aici. Mă gândesc, nu știu, să pun ventilatorul, poate un ventilator mai aici, deși zicea la un moment dat cineva să pun jos, după aia cealaltă zis cu care discutam, nu-i bine jos, că ridică praful. Probabil că are dreptate și în general ventilatoarele se pun sus și nu foarte aproape nici de porumbei. Dar să revenim la discuția care am avut-o și probabil că o să mai avem și pe celălalt clip video, legat de numărul de porumbei. Am auzit și eu variante în care la un metru cub de aer sau de spațiu poți să pui 6 porumbei. Normal, cât sunt porumbeii mai puțini într-o crescătorie, cu atâta le este mai bine. George are dreptate și el că dacă ai, cum am eu aici, 60 de locuri, un eventual un 45, maxim 50 de pui, ca să lăsăm spațiu și ca să nu se streseze. Ok. Partea bună anul trecut e că deși am avut destul de mulți porumbei într-un spațiu de 4 metri pe 2, nu au plecat porumbei, n-am avut pierderi de acasă, adică să se mute în alte crescătorii sau în alte locuri. Deci totul exact ca și în articolul lui Steven Van Brieman, în care spunea că el în 11 metri pătrați ținea 130 de porumbei, adică dublu față de cât ar fi fost normal. Acum trebuie văzut ce înseamnă 11 metri pătrați. Poate avea un 3 metri pe 5,5 sau eu știu, sau 5 pe... Stai că e prea mult de fapt. 3 pe 4 sau 3 pe 3 jumate. Probabil era un fel de pătrat, că din ce am văzut în videoclipurile care le-am mai filmate și de Marius îmi duc de la el, cam așa are el, nu-i foarte lat la el. Sunt mai mult compartimente tip pătrat. Dar în fine,
dacă poți să faci o ventilație mecanică, să introduci mai mult aer în crescătorie, eu zic că poți să... Aici, cum ar fi la mine, dacă aș face cu ventilație, aș mai putea pune pe peretele ăsta încă vreo 30 de odihnitori. Aș avea 90 de pui aici. Eu cred că aș putea să-i țin. Dacă aș avea ventilație. Pentru că, da, au dreptate, adică o performanță nu ține numai de... de sănătate, într-adevăr, ține și de calitatea porumbelului. Dacă nu are calitate în sensul sportivă, degeaba. Dar degeaba are au calități sportive porumbei dacă nu au un mediu propice în care să se dezvolte, să zboare, să concureze, să se pregătească. Și cușca asta face. Cușca îți ține porumbelul sănătos dacă mediul este nasol, cu aer puțin, aglomerație mare, na, nu prea ai ce face decât să reduci numărul. Și am văzut, chiar am revăzut un, sunt mai multe părți cu Freddy van den Hede, care vorbește că înainte ținea 150, poate 200 de pui și acum ține 80 în același spațiu. Și înainte, și spunea că unul dintre avantaje că nu mai fac boala puiilor de 2-3, de 2-3 ori într-un an, ci o fac poate o dată sau niciodată, depinde de... Și da, contează mult și cum ai podeaua. Dacă ai timp să cureți, eu aș sfătui să fie fără grătar. Dacă nu ai, îți pui grătare și eventual niște zeolit. Zeolitul e un mineral care absorbe și umiditatea. Sunt niște pietricele, mai împiedică și ridicatul prafului. Mai nou, nu știu, poate îmi dați și voi o părere, am văzut la Hornbach așternut din fel de rumeguș, dar nu rumegușul ăla praf, a fost lemnul ăla așa așchiat, subțire, sub formă de lamele mai late, așa un pic. Ca... exact ca și unghia de la deget, oarecum așa de lat. Și am mai văzut și treaba asta pe dincolo, pus pe jos. Și în special, fiind din lemn de rășinoase, brad, eu știu ce mai poate să fie, colopin sau alte chestii, absorb și din umiditate. Ceea ce la mine, dacă lucrurile vor merge bine cu reproducția, voi avea pui în luna ianuarie, mutați aici. Și numai bine, vin și rece, punem așternutul din rumegușul respectiv de lemn. Bine, nu rumeguș, cum am zis, dar înțelegeți acum ideea. Cred că va fi... voi crea un spațiu ok. Aici, cum vedeți, e grătarul pe jos. Momentan e deschis pe aici, că n-am nimic, important să aerisească, o să dezinfectez. Poate chiar mâine, că avem 14 grade mâine. Deci am trecut de marți, miercuri, de la minus 6-7 grade noaptea și ziua 1-2 grade, la 14 grade, deci trecem din extremă în extremă. Așa că... dacă am făcut filmuțul mai lung, am scos opțiunea de 60 de frame-uri și atunci filmam tot la 4K, dar mai mult. Acum, v-am zis, totul depinde de... ca să... în primul rând, de spațiu, de număr de porumbei, de cât de ventilată e crescătoria și unde te găsești. Eu mă găsesc în câmp deschis. Poate voi aveți între case crescătorile, mulți dintre voi, sau... nu aveți atât de mari curenți de aer. Partea interesantă anul ăsta, că nu prea au fost vânturi toamna. Au fost mai puternice vânturile... parcă primăvară-vară. Acum toamna asta nu am avut vânturi puternice. Și parcă mult
acum, în ultima perioadă, au fost tort din est-sud-est, est. Oarecum est-sud-est îmi bate direct în crescătorie mie aici, fiind orientată pe cușca pe est-sud-est. Da. Ok, prieteni, cam asta. Sper să acest videoclip să fie folositor oarecum. Mi-am spus punctul de vedere că mi-e mai ușor să-l spun decât să tot scriu. Că de multe ori nu stau în fața laptopului și scriu de pe telefon și nu... Eu just fac parte din generația care nu scrie repede pe telefon, scrie mai repede pe tastatura. Bine, prieteni, să aveți o zi frumoasă.